Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod super interesant pentru voi, pentru că de data asta avem parte de acel minigame unde cineva este ales zeu și trebuie să supraviețuim restul împotriva lui. Ne dă dezastre și chestii. De data aceasta, eu sunt zeul pisică! O, capitanule, bine! Așa că nu uitați să apăsați pe butonajul de like în 3, 2, 1 și like! Sper că ați apăsat acolo pe acel butonaj de like. Sunteți pregătiți pentru zeul Max! Sunteți? Nu prea suntem pregătită. Nu prea suntem pregătiți. Ploaie de meteoriți vine peste voi. Pentru că așa vreau eu. Ia să vedem ceva pe casă, nu mai este! Ia să vedem, cineva pe casă! Ați văzut asta? Deci nu cred! Nu mai este! Deci nu cred, nu cred! Și pe casa asta! Și pe casa aceasta, ce pisică, ce s-a întâmplat? Nu mai zic nimic, trebuie să trebuie la episod, nu mai zic nimic. S-a întâmplat ceva? Erai tu pe casa aia pe care am dat asteroidul? Nu eram pe casă, dar... Nu mai zic. Nu știu ce s-a întâmplat, dar hai să vedem următorul dezastru pe care îl voi da, bineînțeles va fi furtuna cu fulgere. Poate sunt îmi bine. Îmi place cum sună, îmi place. Astea sunt noi, să știi, nu le-am mai văzut până acum. Dar parcă și harta e nouă. Da, au băgat update nou. Da, au băgat update-uri, că n-am mai făcut de foarte mult timp. Eu controlez asta, să știi. Da. Pur să aud asta. Da, să știi că am omorât câțiva, că mi-a dat achievement-uri de alea. Te cred, pe cuvânt, la ce a fost. Ai luat casele și acum ți-e foarte ușor. Doamne, ferește, acum a fost la mine, deci nu vine să cred. Nu știu cum s-a văzut de jos, dar la mine a fost destul de interesant, să zic așa. Da. Un player a supraviețuit, ce? Un player, unul a mărât. Dai seama. Un singur player, a? Da. Așa, bun, hai să vedem. Bă, pisică... Ia zi. Hai să vedem ce urmează să se întâmple acum, pentru că o să avem o avalanșă, să zicem. Mhm. Crezi că vei rezista acestei avalanșe? Păi da, dar eu nu, el a murit, eu sunt spectate. Ești spectate? Da, capitan, eu sunt spectate. Nu știu, l-aștept pe băiatul ăla sau fata aia să... Dar când ai murit? Să se curețe. La început. La început? La început. O, nu știam că ai murit. Da, nu, la început, mai la capitan, nu, n-am avut nicio șansă împotriva ta, ai fost prea puternic. Ok, și tu de unde vezi spectate? Vezi de sus? Vezi de sus, da, așa este. Ah, ok. Da, deci eu am... n-ai murit pisică! Ce străjeală! M-a păcălit, eu eram în viață. Bă, nene, dar cum a trecut? Mamă, deci tu știi cum s-a văzut? Sunt foarte șocat de vrăjeala pe care ai băgat-o. Da? Ai băgat-o maximă de vrăjeală, zic sincer. Da. Uite-și pe Rareș, aici avem și Rareș. Are și coroană șmecheră, nu se joacă. Rareș și fratele lui Ștefan la școală. Vedeți că știu? Votează aia, e un fel de ceva, nu știu, din dreapta. Am văzut-o. Hai să vedem. Hai să vedem, domnule. Uite că a fost votată, mă, e ceva nou. Ia să vedem. Ia să vedem. Hai să vedem cine o să fie ales. Cine o să fie, sper că nu iarăși eu. Mamă, te gândești pe Ștefan, dar Ștefan a intrat acum. Ștefan a ales pe Alex. Pe Alex. Ok, hai să vedem. Ba nu, sunt frații, da. Știi că da. Hai să vedem, ia zi, capitan. Dacă stăm aici, oare e bine? Nu știu, capitan, ce să zic. Stai un mormânt de ăla de faraon. Eu. Mai depinde că dacă dă cu bilă de alea. E ok. Bă, dar asta cred că e cea mai înaltă parte, sincer. Da, n-ai unde înaltă parte. Glumești? N-am cu ce să mă ridic. Nici eu. Vezi că ai niște papuci jos acolo. Ai niște papuci cu care sari. Nu am rezist, capitan. Sar de aici. De pe mormânt. Sari în sus, de pe mormânt. Sar, capitan, dar n-am nicio șansă. Am sărit în continuu, capitan, nu. N-ai sărit în continuu, ai sărit în continuu, nu murei. Hai, să mă uit la voi. Am murit și eu, ce să mai te uiți? Un player a supraviețuit, nicio șansă.
Unde puteai să te urci pe harta asta? Explică-mi. Șansă, efectiv. Nu, toată lumea a murit. Toată lumea a fost foarte creștină, dar din prima. Harta nu ne-a avantajat de nicio culoare. Eu cred că harta asta nu era făcută pentru inundație, pentru că nu era făcută pentru inundație, nu. Eventual poate să ții pap, dar nu aveai cum să te urci pe clădire, niciun caz. Nu ai loc înalt pe care să te urci. Doamne, hai că am înțeles. Bun, hai să vedem. Oraș. Asta orașul, ceva nou. Îmi place. Ei? Bă, dar uite, bă, pisică, cu bordul ăsta poți să dai pe E și Q și să zbori destul de sus. A, dar eu nu știu unde l-am, că pe... Jos, acolo unde aici papuce și bordul. Am o baghetă. A, bă, nu-i baghetă, măi. Da. Am zis că e o baghetă de pâine. Nu, le poți folosi, cred, în timpul meciului. Că și pap și... Tot Alex. Da. Tot el a fost și data trecută. Aia, păi, dar ne rupe Alex, stai să vezi acum. Ok, acum întrebare... Unde să te... Mă duc în clădirea asta. Okay. Luăm așa frumos pe aici? Da. Da, dar dacă ne dă ceva, suntem papa. Păi da, dar ce poți să faci? Unde este? Adică pe bune, unde ai putea să te ascunzi? Hai să vedem. Flood! Uite, Flood, iarăși inundație. Da, măcar e bine că suntem pe o clădire înaltă și... Așa mai departe. Hai, capitanul, vin. Așa, gata. Suntem bine, cred. Suntem nu știu cât de sus se urcă. A, nici nu ajunge până aici. Ia, el a dat data trecută și a zis că gata, boci. Gata, bo, dar le mai dau cu data, îi fac praf. Inundație, dar nu. Sunt un zeu profesionist. Dacă pe harta cealaltă, dacă aveam unde să ne urcăm, supraviețuiam, dar n-am avut, adică templul ăla era mult prea înalt ca da, să te poți urca știu, pe ceva. Știu. Și da, uite, aici n-a fost, n-am mai avut șansă, nici măcar n-a murit nimeni, nu cred. Da. Deci, Alex, hai să te văd. Hai să te văd, dacă ești tare, arată-mi ce alt dezastru ai pregătit pentru noi. Ia să vedem. Ia să te vedem. Șmecherule. E. Yeah. Crezi tu că ne faci pe noi cu o inundație și eu cu una, cu două, nici vorbă. Stai că mă împiedică. Ia să vedem, Să vedem, capitan. Apropo, cred că toată lumea de aici. Așa. Cred că abonații noștri. Crezi? Da. Da, pentru că când eram eu zeu, aproape nu mai era niciun player pe server. Pe bune? Da, și-au intrat foarte mulți. Dacă nu te hotărești, Alex, ce dezastru vrei să dai, o să-ți ia zeul. O să-ți iei țeacă și o să câștigă... Oh? Nu, nu s-a hotărât. Nu s-a hotărât. Ha, 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 ha. Băieții ăștia doi cheamă la fel. Păi, dar sunt frați, dar nu-i știi, capitan. Sunt frați. Nu, am jucat vreo 3-4 minigame. Rare și-l văd mai mereu. Da, rare și intră că Ștefan are școală, că l-am întrebat odată. De unde e fratele tău? La școală. Ah, ok. Dar nu văd că e aici, probabil și-a schimbat programul sau nu... Să ochiulește! Bă, nu așa ceva! Să n-aude așa ceva! Hai să mă rog pe aia! Alege pe aia din dreapta, că pe aia n-am văzut-o. A, mă rog pe aia că am vrut să-mi iau revanșa, dar las că poate să alege cealaltă. Și să-ți iei revanșa pe ce? Că harta e nasol rău de tot. Aș vrea, uite, v-aș vrea să mai încerc o dată, capitan. Bă, n-ai cum să te cațeri pe nimic, lol. Hai, capitan, să vedem. Păi nu e ca lumea. Hai să vezi, iarăși, să ne... Poți să-ți dea inundația și să mori instant. Hai să vedem. Hai să vedem că e Ștefan. Vedem ce primim din partea lui Ștefan. Dacă știe să joace. Doamne ajută. Bă, uite mă că te poți cățăra, sfrânghii pe laterală. Păi vezi, capitanule șacal. Păi dar eu de unde să știu? Păi vezi, de asta am vrut eu din nou, ca să văd totuși să o studiez, nu? Și dacă îți dă o mare bombă aici... Da, ești papa, bineînțeles. Gata, oh hai. My god, vezi că pe ăștia poate să-i controleze, ne dă fix aici. Suntem papa. Nu știu unde e norul ăla. Nu știu. Unde e norul? Unde e? Nu știu, nu văd. Ba, mămica! Am zis că da aici. Mămica mea, mai aici. Bine plec. Mă, mi-a spart și fața când am sărit de pe clădire. Am zis că aici. Dar vezi că, uite, că n-a dat foarte mult, s-a crăpat puțin, dar... Mamă, interiorul e crăpat tot. Da, e tot căzut. Deci înăuntru nu te mai poți duce. Doamne ferici. Recomand să vii aici sus din nou, pentru că dacă ți-a dat inundație, te-a făcut praf. Știu. Momentan se clatină, dar nu s-a prăbușit și cât de cât decent. Dar oricum se mișcă într-un hal. Observ. Hai să vedem ce mai primim. Hai, Ștefan! Apasă pe buton! Ia să vedem. Ce primim? Cred că nici el nu știe, gata. Oh, Sandstorm, no. Get undercover. Acum... păi vezi că acum ne trebuie să intrăm înăuntru. Nu! Am și împiedicat pe jos. Și eu.
Nu mă mai pot ridica, de ce? M-am dus. Am picat. Vai. Doamne, doamne. Stai că sunt în clădire, eu sunt ok. Am supraviețuit momentan. E bine? Da, sunt bine. Am luat un pic damage, dar văd că mi se regenerează viața. E perfect. Ești în regulă acolo, cred. Trei playeri au supraviețuit. Bă, dar... nu mai mi-au damage acum. Oh! Avalanșa, avalanșa! Oh! Bă, nene, m-au și împiedicat. S-a împiedicat fizica. Vezi că o să vină foarte multe bile din partea aia, deci ai grijă. Sunt pe clădire, dacă se dărâmă clădire. Nu știu. Distrug partea de jos a clădirii. Mama! Ba, no. Da, te cam afectează puțin. Mă cam afectează, știu. Că clădirea asta nu se mai ține bine, știi? Da, observ, văd că e făcută praf toată clădirea. Hai să vedem. Mă, măcar n-a explodat clădirea, ești în regulă. Ai rezistat, uite că ești în viață, survivor. E bine, e bine, gata. E bravo. Am rezistat 3. Minunăție. Mă, câte diamante! Măcar ai reușit să supraviețuiești, adică... Ca lumea. N-am ce să zic. Hai să mai vedem. Dacă te dă zeu, e la noroc. Da. Adică, efectiv, pe mama dat zeu, cred că cu șansă... Aveam șansă foarte, foarte mică și m-am dat. 22% ultima dată când m-am uitat și nu m-am dat. Știi că în jocul ăsta cu cât ai șansă mai mare, cu atât nu te dă? Ți-ai tot nouă, n-am văzut-o până acum. Să pleacă Rareș la școală. Sper să mă dea pe mine zeu. Sper să mă dea pe mine zeu, sincer. L-a luat pe Ștefan. Ok. Hai să vedem pe Ștefan. Hai să vedem. Rareș, succes la școală, să fii cu mințean și să înveți bine. Și hai să o luăm noi pe aici. Bă, perfect. Unde ne ascundem? Ei, m-am ascuns pe clădire. M-am urcat pe clădire în caz de ceva, cobor și vă... tsunami. Da, aici e cea mai bună zonă, sincer. Hai, că e bine. Se ridică apa în jur împrejur. Asta e cea mai bună zonă. În altă parte, e cea mai bună zonă. Tsunamiul, pe lângă inundație, tsunamiul cred că o să și ia bucăți din clădire, da? Da. Deci vezi că o să ne dea jos clădirea dacă dă foarte bine wave-urile. Au început să se dărâmă copacii pe aici. A, văd că și de la noi a picat, să știu. Da, pe aici am început să pice piloni din clădirea asta, deci... Hai momentan suntem ok. Încă suntem ok. Ok, 5 player. Bun. Meteorit, vezi că aici o să dea. Eu am plecat de acolo, papa. Eram sigur, deci eram deja sigur. Deja a distrus toată clădirea, papa. Păi dacă eram toți acolo... Normal că acolo trage cu meteorit. M-am pus pe copac. Acum nasol, dacă are și inundație, ne face praf. Dar tot te poți urca, uite, m-am urcat aici sus, pe rămășițele clădirii. Aici apare cel mai ok loc dintre toate, că e mai sus decât copacul ăla pe care ești acum. Hai să văd ce mai primesc de data aceasta. 5 player, n-a reușit să moară pe nimeni. Nu. No. Încă suntem ok. Vezi că de furtună cu fugere. Mamă! Te-a luat. M-a electrocutat. Deci fii atentă, obiecte, deci nu sta pe obiecte. Nu. Pentru că trage în obiecte și dacă tu stai pe un obiect... Da, și tu stai acolo, deja te lași pe tine, Da. Dacă tu stai, luminează, ți iei damage. Uh-huh, uite, unde stai tu acum, dacă îți dă un fulger, îți luminează tot aia și te electrocutează. Hai, mai bine să plec. Deci stai pe iarbă, pe iarbă n-are cum să te atace. Păi da, dar nu te ia și cu copacul tot. Păi nu te ia cu copac, nu. 0, a supraviețuit. Yay! Că nu poate să electrocuteze iarba, poate doar obiectele, corect, știi? Corect. Deci e cea mai bună tactică, să zic așa. Cea mai bună tactică pentru chestia asta, știi? Bun. Mamă, dacă asta te diamante primi... Nu e player. Nu e player? Nu e player, cred că e player, dar Eugen face reclamă la asta să-ți cumperi. Ok, tare. Eu n-am fost niciodată ăsta în match, niciodată nu l-am folosit. Mi se pare mult mai... Nici eu am de... Da, depinde de hartă și dacă te avantajează sau nu. Mi se pare mult mai mișto. Mi se pare mult mai mișto să ai papucii, pentru că papucii, bă, poți să sari destul de tare corect, pe ei, adică corect, corect. Ai precizie mult mai mare. Eu trebuie ce hartă mișto, Nuketown. Ok. Au băgat foarte multe hărți noi. Adică astea nu erau nici vorbă, nu erau până acum. Ia să vedem cine va fi zeu. Băiatul ăsta care abia a intrat. Sper să se descurce, să ne bucurăm de harta asta. Ok, bagă papucii. Că te poți urca pe casa asta.
Ah, e Nuketown, mă, din Call of Duty. Ok. Bun. Okay. Deci, eu stau pe casă, nu știu de tine. Oh, nu e de bine. Tornadă, vezi că... Oh my god. Ai grijă, capitan? Gol, a dat fix aici. Am văzut. Dar sunt ok. A luat doar o bucată de acoperiș și atât. Ah, n-are nimic. Nu știu de ce s-a dus la containerele alea, nu știu, că el o controlează. Da. Ia uite, Ștefa mare un HP lol. Bă, vine înapoi spre noi. Ok, da, am fugit de aici, salut. Te uită la salut, voi. Băiatul. Salut, băiatul. Bă, de casa asta nu s-a luat deloc. Unde ești tu? Nu. Păi nu m-a văzut, nu cred că m-a văzut, că m-am ascuns și m-am pitit. Mamă, ce face la casa aia? Da. Nu te joci și nu te încurci cu băiatul ăsta. Praf, praf și pulbere a făcut-o. E nasol dacă n-ai papuci ăștia. Oh. Sandstorm, înăuntru în clădire, intră înăuntru. Sunt manechine. Aici? Bă, aici suntem în siguranță, nu ne luăm damage, nu? Nu, aici nu ții. Nu, deci dar dacă ești... stai afară, tu ți dă damage. Dacă stai afară, ți-ai damage cât e Sandstorm-ul. Dar suntem ok momentan. Da. Dacă n-ai papucii ăștia, ești în dezavantaj major, că nu prea poți să alergi atât de repede. Dar papucii ăștia te și dau de gol. Pentru că de sus ca zeu, eu îi văd pe ăștia papuci, să știi. Te lași urma aia, de jur împrejur. Este player au supraviețuit. Aoleu, am ieșit afară. Nu, am ieșit prea devreme. Păi ce, capitan, că nu-ți mai dă damage. Păi nu-ți dă damage, dar mă stupă de jur împrejur. Oh, nu. Survive the lightning storm. Eu stau tot înăuntru, crezi că tu poate electrocuta aici la baza clădirii? Mai bine stăm aici. Mai bine stăm aici. Cred că... să mă gândesc și eu că... Ia, stai că mă pun pe masă. M-am pus pe masă. Gata. Poate nu mă prinde pe masă, știi? Mm-hmm. Că dacă electrocutează, zici că electrocutează partea de jos. Da. Uite, vezi că dacă fulgere, dar nu te poate atinge. Mm-hmm. Să știi că Sandstorm a rămas afară. Dar știi, și am văzut, și într-o rundă tot la fel rămăsese, știi? A rămas, dar nu stă damage, dar te suflă. Da. Și nu poți controla unde mergi. Okay. Hai că am rezistat. 5 playeri, bun așa, frumușel. Chiar ne-am descurcat de data asta, față de băiatul ăsta care nu prea s-a descurcat așa bine ca zeu. Ok, bun, hai să vedem care este trebușoara. Bineînțeles că dacă ești, dacă zicem că ai murit, poți să dai launch disaster de aici, chiar dacă nu ești zeu. Da. Să le faci o tonă de probleme, gen oamenilor. Adică poți să dai 100 de dezastre. Da. Și îți dai seama că nu mai rezistă nimeni la atât de multe, că le dai pe toate unul după altul. Castelul ăla. Castel? Ok. La câte hărți s-au băgat mă ăștia? Nu știu, multe apare, că n-am mai jucat de foarte mult timp, știi? Mă așteptam să fie update, dar nici chiar în halul ăsta, adică chiar au băgat Castelul. O tonă de hărți. Păi da, și eu am votat castelul. Ce eu am votat castelul? 28% șansă, dar nu am nicio șansă. Eu am 13% șansă, nici nu știu dacă pot să-ți cumperi șansă în jocul ăsta. Nu cred că pot să-ți cumperi. L-a ales pe băiatul ăsta, băiatul Bacon. Sper să se descurce. Băiatul Bacon... Mamă, ce-a căzut, ați văzut. Băiatul Bacon, castel. Ia, tronul. Al meu este, wow. Hai că mă descurc dacă e. Hai pe unde, te poți urca pe aici? Da, dar nu prind pață, gata. A rămas aici. Gata. O, bine, pe clădire, frumos. Pe clădire drăguț aici. Să vezi, ne dai aici un meteor de la... Nu, în castel. Și vezi că o să se topească castelul. Ești bine? Da. Eu mai am un sfert de viață. O să ți se regenereze. Nu cred, da. Okay. Lightning Storm. Oh my god, păi da, unde te ascunzi? Nici n-ai cum să mai intri în castelul ăla. Nu mai intri, gata, hai să mă ascunzi, mă lipesc eu de copac. Cred că poți în continuare, da. Păi, eu să știi că am intrat înăuntru și e safe. Da, dar vezi că norul ăla e acolo, e. Ai grijă. Ai văd că trage aici, dar nu mă nimerește pe mine. Să știi că e safe. E safe înăuntru. Nu am cum capitan să vin. Tu știi ce e în spate? Eu sunt în spatele castelului. A, da? Foai de capul meu, luminează tot. A, ok, eu sunt înăuntru și văd că e ok. Sunt stricate toate bucățile astea pe aici, dar nu. Nu mă afectează. Hai să vedem. Sunt safe. Pam. Castelul ăsta, avalanșa, nu, trebuie să plec din castel pentru că o să vină sigur bilă de astea pe aici. Crezi tu că pe aici vin? Și eu știu, mă urc într-un copac, stai așa. Aaa, da cu capul am uitat, da, firar! Da, fix în castel vin, tu știi, fix în castel vin bilele. Am dat cu capul în chestia aia arsă, firar. Fix în castel se duc toate bilele, deci bine că am plecat acolo. A, că te-ai pus bine, eu eram afară și am zis, hai să mă duc în castel, poate mă pot urca pe ceva mai mare. Nu, m-am dus în castel și a dat capul de o negreală de aia de acolo. Ai murit? Da. Mă uit la tine. Am zis. Da, eu mi-am dat seama că o să dea cu avalanșa fix în castel, că n-avea unde în altă parte să dea și m-am dus în copac.
Da. Am zis că, uite, doar trei am supraviețuit în rândul ăsta. E, măcar voi. Da. Bun, și cam duc acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episod din Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pam! Pam!